Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre organizarea primirii, păstrării și livrării mărfurilor din depozite. Principalele operații care au loc în depozite legate de primirea și livrarea mărfurilor se desfășoară pe bază de plan. De la anteprinde părucătoare la unități comerciale, mărfurile pot circula în două moduri. Prin tranzit, prin depozit, ținând seama de faptul că import. Tante cantități de mărfuri circulă prin depozite, de exemplu peste 90% din produsele textile, încălțăminte, circa 55% din produsele metalo-chimice și așa mai departe. O mare importanță o are organizarea primirii și livrării mărfurilor. În depozite, mărfurile pot sosi de la întreprinderi socialiste, producătoare din import, de la organizațiile comerciale cu amănutul, mărfuri mărf deturnate, de la secții de prelucrare, mărfuri date spre prelucrare sau de la alte depozite aparținând aceeași întreprinde mărfuri transferate. La primirea mărfurilor private de către întreprinderi producătoare, în cadrul depozitor se organizează recepția acestora. Mărfurile vin însoțite de documente corespunzătoare din care se constată felul, cantitatea și calitatea acestora. În cadrul fiecărui uh, depozit există o comisie de recepție în vederea stabilirii corespondenței cantitative a mărfurilor primite cu datele aflate în actele însoțitoare. Cu stimă și respect față de persoanele care mai videoclipul, eu sunt Virgil, vă salu și vă doresc o zi că mai frumoasă. Ne vedem data viitoare în un videoclip. P.S. Yes, nu uita să dați like, dislike și dacă v-a un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!